Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, profităm de faptul că suntem atât de mulți pe această frecvență ca să mai facem un mic experiment. Fraților, voi știți pe cineva, cineva, personal, sau să fie auzit de cineva așa, apropiat, adică, bă, e Gicu de la sculărie, nu știu eu personal, dar l-am văzut la bufet, care să fi câștigat vreodată la loto, loteria asta, da, în planul nostru românească, ceva cât de cât semnificativ, adică nu trei numere cât e acolo sau patru, 5 sau 6, da. Dacă aia, 6 din 49, sau la 5 din, că mai e una, nu? 5 din 40, uite, nu știu dacă mai există. Bun, da. Bun. Băi, dacă a câștigat cineva cât de cât ceva semnificativ, semnificativ peste 15.000 de lei. Da. 50.000 de lei. Nu știu, să fie o treabă. De ce? 0372069599. Sau ați câștigat, frate, vreunul dintre voi careva ceva cât de cât semnificativ? Am vrea să vorbim. Deci, 0372069599. Dacă știți pe cineva care a luat un premiu mai mărișor sau dacă ați câștigat, dați-mi un telefon. Pentru că de ce? Asta vă întrebăm. Tocmai am citit că a fost câștigat marele premiu Loto 649 în valoare de 14,8 milioane de lei. Adică aproape 3 milioane de euro. Că ar fi 3 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat, noi citim din comunicat, în sectorul 4 din București, a costat 8,50 lei. Eu nu adică știam că e așa ieftin loto, că știam să variantă scumpit. Simplă, înțeleg. Una, și nu? Nici măcar n-a completat trei alea. Știi că pe un talon de ăsta de joc, da, poți să completezi până la trei variante, da, simple. Da. Precedentele câștiguri uriașe, tot cu variante în imensa lor majoritate, sunt cu variantă simplă, dar a prins una dintre ei. Adică sunt bilete de câte trei. Da. Uite, ăla de la Galați, care a luat 11 milioane, recordul istoric în 2013, a jucat trei variante simple. În februarie 2021, în București, trei variante simple, 1.700.000 de euro. În decembrie 2019, la Satu Mare, da, o variantă simplă. Stai că s-a umplut centrală. 21, da, octombrie, la Galați, 2021, tot o variantă, da, da, simplă. Frate, am înțeles. Și de când eram eu mic, știi că ăștia joacă ăia săraci scheme, fac combinații, joacă câte 7 numere, 8 numere, 9 numere. Știi că și eu jucam scheme? De mult, când erau foarte simple variantele, foarte ieftine, pardon, variantele, jucam, erau niște scheme, 58 sau 56, scheme ceva reduse, de genul. Da. Scheme reduse, da. Nici cu alea nu câștigam, dar măcar nu costau nimic, adică puteai să... N-am știut niciodată, câștigat... eram invidios pe cei care știau să combine... Mare chestie. Și am câștigat odată, o singură, recunosc. Eu am jucat într-o vreme la loto. Mă ducea și mai cumpăra câte un bilet, două. Și aveam și planul ce să fac cu banii, nu mi-am pus în aplicare planul respectiv. Am câștigat odată, când era cu milioane, când eram milionar, 14.000 de lei 400, cum ar veni 14 lei 40. Acum. E gata, că atâta. Serios. Păi, câștig semnificativ, a zis, nu? Băi, am câștigat 14 lei 40 de la Loteria Română, dar cumpărasem bilet într-o vacanță undeva, eram pe la Râmnicu Vâlcea, am cumpărat un bilet și când m-au zis la agenție să ridic 14 lei, nu, mi-au zis că trebuie să te duci ori la agenția aia din Vâlcea, ori la sediu central. Sediu central. M-am dus la sediu central. E pe calea Victoriei sau era pe calea Victoriei când am intrat și am zis, am un bilet câștigător la lotă. Mă, s-au luminat aia la față. Poliția. Ia uite, frate, stai că ne facem poză cu asta, cu 14 lei. Când am zis 14 lei 40, le-a căzut față. Hai să vedem cine la telefon. Adina, bună dimineața! Bună, Adina! Bună dimineața! Ai câștigat? Eu nu știu pe nimeni care a câștigat o sumă mare, dar a câștigat o mașină, un unghi de-a meu, un Logan. După Paști, variantele necâștigătoare se completau pe spate cu datele și se puneau într-o... A, la tombolă! Și a câștigat un Logan. Aha, ok, tare! Uite, unchiul meu a câștigat o mașină. Și eu aveam un vecin, am avut un vecin care pe vremea lui Ceaușescu a câștigat Dacie la cec. A primit o Dacie galbenă la cec. Măi, ești nebun? Da, serios. Și fiul lui încă o păstrează. Dar asta nu era loterie, cred că era extragerea cecului. Era o extragere a nu știu cui, dar a câștigat Dacie la cec. Virgil, bună dimineața! Bună dimineața, de la Târgu Jiu vă sun. Nu am câștigat eu, că nici nu joc, da? Dar un prieten la momentul ăla cunoștință acum a câștigat 4 milioane de euro în 2011, dacă nu mă înșel. Cred că ăsta a fost recordul absolut. Îi mai are? Așa? E mare afacerist în domeniul imobiliar acum. Nu știu cât o mai are din ei, ceva mai era are. Amicul tău sau îl cunoștea așa de pe stradă?
Era prietenul meu, soția mea, soția lui lucra la mine la momentul ăla, da. După aceea, na. După aia v-ați mai răcit, așa, așa. Ne-am răcit instantaneu, așa. A câștigat cu variantă, tot așa, cu variantă simplă, a jucat și el un bilet și... O variantă simplă și doar una pe bilet, știți că sunt trei acolo. Mie mi se pare neverosimil. Băia să fac asta și eu, mă. Foarte tare. Băi, nu încurajăm pe nimeni să joace jocuri de noroc. Nu încurajăm, da. Da. Vorbim despre asta. Hai. Tiberiu, bună dimineața. Salut, Tiberiu. Salut, Tibi. Tiberiu. Vă salut cu drag, prieten. Salut. Vă salut cu drag din Brescia, Italia. Oh, bună. Da, am și un pe unchiul meu. Unchiul meu la 5 din 40. Da. Acum vreo un an și un pic, în jur de vreo 45.000 de euro. Bun. O relație excelentă înainte, mult prea rece după, ceva de genul ăsta. S-a pierdut de la 40.000 okay, de euro de la o garsonieră? Da, ce fac? 40.000 de euro nu e chiar așa... Sunt de neatins în România ziua de azi. În lumea lui, adică i-a ținut doar pentru distracție, ceva de genul ăsta. Doar pe deci... tururi de astea de România. Uh-huh. Frumos, frumos de altfel. Dar s-au terminat. Da, și cu o strategie un pic ciudată așa pentru mine. Ceva de genul, dacă aveam, nu știu, în familie numărul 4 de naștere, ziua 4, eu spuneam întotdeauna un număr după. Așa, așa a ales toate numerele, toate cele 5 numere și chiar le-a prins. Uite, măi, că nu mă gândise niciodată la strategia asta. Cred că de asta l-am câștigat. Eu dacă puneam pe zile de naștere, m-am uitat pe numerele care au ieșit ieri. Aveam două numere. Cu două numere nu cred că se câștigă. Nu e nimic. Daniel, bună dimineața. Salut, Dan. Alo. Bună dimineața. Să trăiești. M-auziți? Da, te-auzim foarte bine. Ai câștigat? Ești un mare câștigător? 5 milioane, 6 milioane de euro? În 2017 am prins 5 numere la o agenție din Moldova nouă. Bun. Vreo 9.000 de lei era premiu, dar următoarea săptămână au fost doi câștigători, undeva la vreo 200 de mii de lei era. Aha. Totul. Și deci... ce ai făcut cu banii? Un chef. Datorii, nuntă, au fost bine primiți. Da. Numai necazuri. Da. Mulțumim, Daniel. Mulțumim. Iartă-ne, mai glumim și noi. Călin, bună dimineața. Salut, Călin. Bună dimineața. Eu am avut o experiență așa mai... o perioadă de un an de zile jucam la loto, da. Și după aceea, într-o lună zile am câștigat 4 numere într-o săptămână, bun. Într-o altă săptămână încă 4 numere, uh-huh. Și cam ultima săptămână din lună 5 numere. Ma, bun, după aceea n-am mai câștigat nimic, n-am mai jucat. Păi dacă n-ai mai jucat, ce să mai câștigi? Am mai jucat, dar n-am mai câștigat, n-am mai picat nimic. Și am văzut că n-am mai dat în el deloc. Dar cu 5 numere ai câștigat o sumă mai mare, așa, sau? N-a fost o sumă mare, a fost vreo 5.000 de lei, a fost mult pe gata categoria ta câștigat, dar a fost, da. Mulțumim, tatăl unei prietene mai juca din când în când și odată a fost atât de convins că de data asta va câștiga, atât de convins încât s-a dus și a mai cumpărat încă vreo 3-4 bilete cu aceeași variantă, aceleași numere. Ca să ia mai mult. Dacă mai apare cineva să ia el mai mult, înțelegi? Și a luat. Mirabela, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Soțul meu a câștigat cu 5 numere, însă noi am crezut sau speram că va fi suma foarte mare, însă nu a fost. Mai mult decât atât, el a fost foarte supărat că nu au fost 6, deci bucuria nu a existat, de fapt. A câștigat 9.000 de lei, da. Și bine că n-a câștigat peste 10.000 pentru că trebuia să mergem la București pentru ei. Deci a fost bine așa. Pentru cei care nu știu care este sistemul, cel puțin la loteria asta românească noastră, nu știu cum o fi la altele, există diverse categorii. Adică categoria întâi e când nimerești toate cele 6 numere, categoria a doua 5 din 6 și așa mai departe. Și e un fond și în funcție de câți câștigători sunt, adică câți nimeresc alea 5 numere, se împarte. Și de aceea acolo variază destul de mult. Dar să iei 5 numere e una dintre marile tragedii ale jucătorului de lot. Mor de nervi, adică oricâți bani ai lua... Mai avem câteva secunde. Ștefan, bună dimineața. Salut, Ștefan. Neața, dragilor. Eu vreau să fiu rapid. Deci, acum 5 ani m-am dus la mare cu nevastă mea, am luat un bilet din Constanța,
ne-am distrat noi pe acolo, pe vama, ajungem acasă, că sunt din Galați, știți? Și să-i fac curat în portiera mașinii femeii. Și arunc tot de acolo, inclusiv biletul. Ajung în casă, mă uit pe teletext, 4 numere ieșite. Întoarce-te, a răsturnat pubela și am găsit un anzina oră, dar biletul nu l-am mai găsit. E mai bun lanțul, mai mulți bani. Fusese altul. 4 numere. Ca să concluzionăm, mulțumim foarte frumos pentru telefoane. Sigur, nu încurajăm participarea la jocuri de noroc, de niciun fel, e doar o experiență. Loteria este însă o afacere autorizată de stat și organizată de stat și nu de dependență. Adică măcar din acest punct de vedere este total diferită de păcănele. Dar mai bine de banii respectivi cumpărați o pâine și un cremvuș că sunteți mai câștigați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.